Bine v-am găsit! Mulțumesc! Mulțumesc! Bună! Așa e mai bine. Ce copii cu minți! Iată, dragi copii, ne aflăm la un nou început al sfârșit... Puh, Doamne, iartă-mă! La un nou început de an școlar. Cam asta e tot ce-i nou la anul școlar care începe astăzi. În rest, manualele sunt vechi, dacă sunt, iar băncile și tencuiala sunt, de când am intrat eu aici, în clasa întâi. Așadar, e clar, dragi copii, că numai cel de sus s-a făcut ca anul ăsta școlar să se țină, oricât s-a opus guvernul. Doamne ajută! Atât vă zic, dragi copii, învățați că vă ia piei, satană! Învățați și iar învățați! Învățați din prima zi unde-i fosa septică și aveți mare grijă să nu cădeți în ea. Învățați să nu mâncați cornul și laptele dacă au termen de garanție 1 octombrie 2016. Învățați când mergeți la toaletă, dragi copii, să vă feriți de mașinile care trec în viteză prin fața școlilor. De câte ori clopoțelul anunță pauza la școala din localitatea Izvoare, în fața unității de învățământ e un dute vino continuu. Elevii se duc și se întorc de la toaleta aflată la 200 de metri peste drum de școală. Profesorul de serviciu trebuie să stea de pază la trecerea de pietoni. Doamne, Doamne! Da, Dumnezeu e sus și vede, se ocupă, dar sunt și chestii pe care nu le mai vede, mai ales de când s-a făcut Catedrala Mântuirii atât de mare. Îi cam ia din peisaj. Oh, scuze, nu trebuia să spun asta. Slăvit fie numele Patriarhului Daniel, că el e bun și face bine să vă rugați pentru sănătatea dânsului. Dragi copii, Dumnezeu să vă aibă în pază. Mă rog, asta dacă n-a încheiat domnul primar un contract bun cu o firmă de pază de la partid. Și respectați-i pe învățători și pe dascăli. Să vedeți ce surprinși vor fi, pentru că nimeni altcineva nu-i respectă în țara asta. Toate celelalte categorii de bugetare au o mărire salarială mai mare. Noi, practic, vom fi undeva pe o scară de la 1 la 12 mai jos decât suntem în momentul de față. Să fiți cu luarea minte la cuvântul Domnului. Mă refer la cuvintele domnului Pop. Pentru că, dragi copii, dacă n-o să învățați, așa o să ajungeți. Doamne, iartă-mă, nu mă pot abține, nu știu ce-i cu mine azi. Doamne. Dragi învățători, dragi profesori, Domnul a înmulțit pâinea. Ce credeți, că știa tabla înmulțirii? Nu știa, noroc. Deci asta zic, fiți mai indulgenți cu copiii. Unii dintre ei vin nemâncați la școală și se culcă nemâncați seara. Alții fac kilometri pe jos ca să ajungă la școală și poate mai dorm prin bănci, iar alții muncesc pe rupte acasă. În România, 200.000 de copii merg în fiecare seară la culcare flămânzi, iar o treime dintre cei din clasele primare abia dacă înțeleg ce citesc. Știu, aveți salarii mizerabile și umblați îmbrăcați ca... Doamne, am reușit să mă abțin. Nu, chiar n-am ce să vă zic, dragi educatori, ca să vă simțiți mai bine. E rău și probabil așa va fi în continuare. Dar știți de ce e așa? Știți de ce va fi tot așa? Pentru că acolo sus, nu sus de tot, ci sus în fruntea țării, sunt unii care au avut niște dascăli slabi, care după aia au avut profesori slabi la universitate, niște inculți, niște agramați care și-au copiat lucrările și și-au cumpărat diplomele. De asta zic, de asta vă rog, gândiți-vă că acel copil care e în fața dumneavoastră va ajunge cândva ministrul educației. Doamne ferește! Toate unitățile școlare vor comunica Ministerului Educației care este stadiul măsurilor întreprinse. Programele, evident, trebuie tăiate. Va fi modificat și planul și programul. Binecuvântați să fiți și voi, dragi părinți, fiii Domnului. Cât copiii dumneavoastră merg la școală, știți ce trebuie să faceți ca să-i ajutați? Să câștigați bani, mulți dacă se poate, astfel încât atunci când o să termine copilul facultatea și o să fie șomer, pentru că asta vor fi cei mai mulți dintre ei, să nu fie o povară, să aibă și el de un suc, de o... Doamne, iartă-mă, iar era să zic o prostie.
Ah, dragi părinți, dacă vreți să știți mai multe despre copilul dumneavoastră la vârsta de 15 ani, uitați-vă în dicționar. Acum, da. Haideți. Ați luat dicționarul? Ok. Acum dați la A, anal, ați găsit? Nu, doamne, stai, că nu e, stai. Deci, anal, ați găsit? Acum mergeți mai jos la analfabet funcțional. Cei mai mulți elevi asta sunt la 15 ani, să știți. Analfabeți funcționali, chiar dacă merg la școală. Pentru că asta e țara, din păcate. Ne vrea proști ca să muncim pe 2 lei. Succes la școală, mă rog, la cea mai rămas din ea. Doamne, să iai în pază că prin grea încercare trec, te rog eu, păcătosul tău slujitor. Bine ați venit la Starea Nației.